Sirenele ambulanțelor din toată țara au început astăzi să răsune fix la ora 11. Astfel, s-a dat startul unui protest coordonat conform unui orar prestabilit care a început cu intonarea imnului ambulanței. La serviciul de ambulanță județean Buzău, salariații s-au adunat în curtea sediului pentru a-și exprima nemulțumirea în legătură cu problemele din Sistemul Național de Sănătate. Ei s-au alăturat astăzi colegilor din toată țara, răspunzând în acest fel inițiativei luate de conducerea Federației Naționale Sindicale Ambulanța din România. Conform comunicatului, la punctul numărul 1, prima nemulțumire a serviciilor de ambulanță publice din țară ar fi renegocierea regulamentului de sporuri, conform legii 153/2017. O altă nemulțumire la punctul numărul 2 ar fi urgentarea și achiziționarea ambulanțelor, conform proiectului cadru, care nu este încheiat nici la acest moment. Și la punctul numărul 3 ar fi suplimentarea de posturi în serviciile de ambulanță publice județene la nivel de țară. Deși lipsa de personal este stringentă, nu a fost deblocat nici măcar un post până în prezent la SAJ Buzău. Noi la nivel de județ Buzău să funcționăm într-o oarecare capacitate de normalitate și cu un timp mort de respiro pentru personalul angajator, ne-ar mai trebui undeva la 10 posturi de asistenți, 10 de ambulanțieri. Cu medicii cum stați? Avem un deficit și de medici. Nimeni nu-și mai exprimă dorința să vină în serviciul de ambulanță județean Buzău ca și medic. Probabil, din punctul meu de vedere, dificultatea și condițiile astea deosebit de periculoase pe care le întâlnim pe teren fac ca medicii să reorienteze spre altă specialitate. Astăzi, spre exemplu, nu avem medic pe ambulanță. Astăzi. Toată ziua. La noapte. De ce? Nu sunt. Avem 3 medici atât. Nu sunt medici pe ambulanță. Da? Și medicii care vin să facă doar în weekend, sunt medici de familie care vin să facă în weekend o tură, fac gărzi pe aceste ACD-uri. Printre nemulțumirile angajaților se numără și faptul că nu vor mai primi bonuri de masă și că le vor fi tăiate o parte din sporuri, ceea ce le va diminua serios veniturile salariale. Totodată ei se plâng că viața lor de zi cu zi a devenit extrem de incertă și din cauza volumului mare de muncă, dar și a dotărilor de la ambulanță care nu au mai fost înnoite de multă vreme. Incertitudini. Asta vreau să spun și este suficient. Incertitudini salariale, incertitudini legate de legislația adoptată și în curs de adoptare, incertitudini legate de dotări, incertitudini legate de astea de pe mine, echipamente de protecție depreciate și proaste calitativ, dar trebuie să avem certitudini la ambulanță, pentru că ne ducem în teren. Noi încercăm să oferim oamenilor unde mergem certitudini, nu incertitudini. Și atunci când noi stăm pe roți proaste, stricate, pe mașini depreciate, cu tehnică depreciată, ajunsă la limită din ce îmi dau eu seama, atunci, evident că protestăm. Ca și la începutul protestului, atunci când manifestarea s-a încheiat, autospecialele de la ambulanța buzeană au răsunat din nou. Dacă doleanțele nu vor fi rezolvate, este foarte posibil ca sirenele salvărilor să se facă auzite și în cadrul unei greve generale.